croasanții La Crema, creați cu dragoste. Invitata mea de astăzi ne-a reprezentat țara la cel mai important concurs muzical, Eurovision, încă în 2009 și este deținătoarea titlului de artist al poporului. Nelly Ciobanu este alături de mine astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit! Mulțumesc frumos, bine te-am găsit, Samantha! Ați venit la noi într-o perioadă atât de frumoasă și pentru dumneavoastră mai cu seamă e cea mai frumoasă, căci în ajun de Crăciun s-a născut fiica dumneavoastră. A, voi cunoașteți! Sigur, sigur, Mirela! Tocmai asta vroiam să spun și eu. Mirela mi-a adus Crăciunul în casă, fiind născută pe 24 decembrie 2005. Iată că anul ăsta este un an foarte frumos pentru noi, pentru că împlinește 16 ani. Da, mulțumesc. Eu singură nu știu când au trecut anii. S-a făcut fată mare, frumoasă. Mă bucur că este un copil bun. Cum obișnuiți să sărbătoriți ziua Mirelei și ulterior Crăciunul? Îmbinați aceste sărbători sau este complicat cum e la voi pentru în familie? Mine? Este foarte complicat, deși mi-aș fi dorit să fiu absolut tot timpul alături de ea și anume de în zilele de naștere, dar așa se face că sunt foarte multe spectacole unde sunt implicată anume pe 24. Și din acest motiv trebuie să fac cumva să fiu și cu ea, cel puțin măcar să-i pregătesc masa de sărbătoare pentru ca ea să-și invite oaspeții și după aia să-mi iau tălpășița și să plec la muncă. Uneori își face în oraș. Anul ăsta cred că va fi gazda invitaților ei acasă. Eu, ca de obicei, voi fi la lucru, dar asta nu ne încurcă, pentru că oricum vin acasă înapoi și o să fim alături împreună cu soțul, o să fim alături de ea. Mirela e o adolescentă în toată legea. Absolut. Dar această perioadă e mai complicată și pentru părinți. Cum vă descurcați dumneavoastră și ce relație aveți acum, mamă-fiică? Sunt niște relații exact ca la orice femeie din țara asta, cu copiii săi. Evident că sunt multe momente, dar încercăm să le discutăm. Cel mai important este discuția. Discută cu copilul tău, vezi ce gândește, cum gândește, vezi ce își dorește și trebuie să aplicăm urechea la ceea ce ne spun copiii noștri, pentru că face bine. Ați spus într-un interviu că sunteți o mamă autoritară. Pe alocuri. S-a schimbat ceva de pe alocuri, atunci? Pe alocuri. Ce pe alocuri asta? Sunt și autoritară. Ce îi interziceți? Sunt careva sunt niște valori, reguli. Sunt niște valori după care părinții noștri ne-au educat. Da? Eu vin dintr-o familie cu 5 copii. Nu le-a fost părinților ușor deloc, absolut, cu 5, îți dai seama. Dar am venit cu o educație foarte bine pusă la punct și chiar dacă și eu uneori mă mai supăram pe mama că mă mai dojenea de fiecare dată mi-aduc aminte când mama las că ți arăt eu și eu știam că mamei îi place părul lung și dintre surorile mele suntem 3 fete și 2 băieți și din noi 3 fete eu aveam cel mai lung păr și eu întotdeauna mi-apucam cosița și spuneam mamei: vezi că o tai, vezi că o tai. Și mama: las că ți arăt eu ție. Era o formă de joacă, evident, atunci când mama chipurile vroia să mă pedepsească. Și uite că peste ani, spuneam că uneori chiar mă supăram pe mama. Mi se părea la vârsta de 14, 13, 15 ani că eu știu totul. Eu înțeleg totul. Asta eu... e adolescența. Exact. Asta se întâmplă la toată lumea, anume în anii ăștia. Ca pe urmă să-mi dau seama ce educație bună am primit de la părinții mei. Și asta o spun nu doar eu, ci și frații, surorile mele. Cu anii am înțeles ce înseamnă și cât a însemnat pentru noi, de-a lungul anilor deja fiind maturi, să înțelegem cât de bine și câte ne-au dat ei. Pentru că aceleași valori
încerc să le transmit și Mirelei. Vorbind despre interdicții și modalitatea de educare a unui copil adolescent, în cazul dumneavoastră, de exemplu TikTok-ul sau alte rețele de socializare. Ea este doar în cercul ei de prieteni. Nu postează public. Ea știe foarte bine. Așa, nu este, i-ați interzis dumneavoastră? Este un copil foarte înțelept. Este un copil foarte matur pentru vârsta ei. A fost așa întotdeauna. Ea chiar a fost deosebită vis-a-vis de mulți pe care i-am întâlnit. Și ea știe singură ce trebuie, cât trebuie, cunoaște limita, își cunoaște lungul nasului. Când avea vreo 13 ani, dumneavoastră ați spus că e mai mult fata mamei, apucă calea muzicii și tata spunea că nu mai fac din ea avocat sau jurist. Mai, le-ai descoperit pe toate. Ai păi citit sigur, multe, nu? E munca mea. Ok. Spuneți-mi, vă rog, dacă se schimbă ceva mult. De atunci. Se schimbă. Între timp se schimbă. Își dă seama și vede foarte bine cât este de grea această meserie și planează, așa, nu știu cum să-i spun eu, între jurisprudență, între muzică și jurisprudență. Îi place istoria, muzică, ascultă în fiecare zi. Fiecare zi ascultă muzică, învață câte ceva nou, cum iese vreo melodie nouă, gata, este deja în lista ei, ascultă, studiază, este permanent cu muzica în cap. Vorbiți atât de frumos despre Mirela și chiar sunt curioasă, nu vă mai doriți sau nu v-ați dorit încă un copil? Bineînțeles că mi-am dorit. Bineînțeles. Dar nu a fost să fie. Cred că așa a fost să fie, deși îmi doream întotdeauna să am 3 copii. Trebuia să fie și al doilea copil, dar nu s-a întâmplat. Fiind dintr-o familie numeroasă, absolut, v-ați dorit... Era veselă noi, gălăgie mare. Eu mi-aduc aminte, venise sora mea cu viitorul soț să ne facă cunoștință cu el, așa, sora mea actriță la Bogdan Petrecei cu HD-ul din Cahul, el regia sunet, s-au întâlnit tot în Cahul și uite că Ghena a venit să o ceară de nevastă pe sora mea Rodica, a venit acasă. La noi se vorbește tare, noi suntem foarte excentrici. Absolut, deci noi când vorbim să se înțeleagă, să se audă, să se simtă și noi îmblam tica încolo, tica încoace, să aducem, să facem masa, să punem pe masă, mă rog, gălăgie mare, Sveta, nu uita să aduci reciturile, Rodica, vină, te rog frumos, ajută-mă, vorbeam, mă rog, între noi. El, sărmanul, stătea și se uita, ba la una, ba la alta, ba la una, ba la alta, până eu mi-am dat seama într-un moment dat și zic, vai, Ghen, scuze, te rog, zic, dar noi vorbim așa, noi suntem vulcanici, noi toți vorbim apăsat, așa, știi, tare, să se audă. Și el, nu, totul e în ordine, totul e bine. Așa că la noi în familie, uite așa, suntem obișnuiți, suntem mulți, 5 copii, mama, tata, după care au apărut fiecare cu soții, cu soțiile, au apărut nepoții, suntem, avem 9 nepoței și un strănepot. Uite așa. Așa că la noi este mare veselie când suntem prinși de sărbători acasă, ori de Paște, ori de Anul Nou. E atât de frumos când copiii preiau modelul părinților și dumneavoastră așa ați făcut. Dar iată că tatăl dumneavoastră a trecut în neființă. Da. Acum câteva luni. Cum vă simțiți acum? Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de atunci? Este foarte greu să percep în mintea mea că nu mai este. Vreau să spun că mi-a fost foarte și încă mi este foarte greu să ies pe scenă, să cânt. La un moment dat credeam că nu voi avea curaj. Nu voi putea. Nu aveam nici puteri, nu aveam nici dorință. Este o pierdere pe care nu știu dacă s-ar... împle vreodată.
Eu îl numeam blonduțul meu cu ochii albaștri. Tata era blond, avea ochii cerului, era un om blând la suflet, era foarte săritor la nevoie. Era un părinte nemaipomenit. Întotdeauna când veneam acasă, ne întâlnea cu o gradă măturată și cu o căldare proaspătă de apă de la fântână. Este foarte greu și încă mai trec, mai ales după tata mai aveam ceva de lucru pentru că era exact perioada evenimentelor. N-am mai putut să merg la ele, am sunat și am zis nu pot. După care era o perioadă când lumea mă suna și nu vroiam să iau nimic. Nu vroiam să cânt, nu vroiam să mai merg să cânt pe scenă. Aveam, nu știu, o durere lăuntrică. Dacă mai vorbim o leacă, mă apuc de plâns. Tata meu a fost pur și simplu un om nemaipomenit. Și asta întotdeauna... Cel mai interesant că ei cu mămica m-a întrebat de părinți și de relația lor. Aveau o relație frumoasă, ca la toată lumea. Multe au fost și la ei. Dar au știut să fie și să meargă braț la braț toată viața lor. Și nunta lor trebuia pe 28 octombrie, exact de ziua mea de naștere, să facă 54 ani de căsătorie. Am avut un exemplu superb de frumos în față, după care puteam să mă ghidez, puteam să văd foarte multe anume relația lor, da? Ca soț, soție. Mama știa să-și admire și să-și respecte bărbatul. Când tata dormea, mama ieșea la toți. Tăticu doarme. Atât. Și chiar și pe soțul meu l-a frapat foarte mult din start relația lor. Și mă bucur nespus că îi port numele Ciobanu. Se spune că femeile își caută soț după asemănarea tatălui. Absolut deloc! Nu e adevărat. Nu seamănă, soțul meu absolut nu seamănă cu tata. Dar cum l-ați cunoscut? Cum ați făcut cunoștință cu soțul dumneavoastră? Îl cunoaștem prin prisma carierei sale, e avocat. Dar cum a început povestea voastră de dragoste? Printr-un prieten comun. El și ne-a făcut cunoștință. Și ați înțeles din start că, uite, e bărbatul meu sau a fost nevoie de nu, timp? Nu, nu, nu. Eu... V-a cucerit. Nu, deci ca să înțelegi, eram la o vârstă în care știam deja, eram coaptă la minte, știam deja ce vreau, cum să fie soțul meu, atitudinea mea față de el și a lui față de mine. Eu nu vroiam, de asta și vorbeam, că am un exemplu foarte frumos în persoana părinților mei, care au trăit aproape 54 de ani împreună. Eu nu-mi doream o familie care să nu dureze în timp. Eu vroiam și îmi doresc și până în ziua de astăzi. Suntem, iată, de 20 de ani împreună. Felicitări. Să dea Dumnezeu să ajungem și noi la nuntă de aur. Uite așa, și lucrurile au pornit așa, încetişor, încetişor, de la sine. Când am înțeles ambii că suntem perechea potrivită pentru fiecare din noi, da? Adică el exact. Pentru mine și eu pentru el, atunci și-am luat decizia să fim împreună. În lipsa concertelor, a evenimentelor, mulți artiști s-au reprofilat, fie și-au mai găsit un job, unul secundar. Cu ce vă mai ocupați dumneavoastră, dacă mai aveți alte activități pe lângă cea de bază? Dacă aș fi avut timp, cred că m-aș ocupa cu mai multe. Dar, din păcate, acum chiar mă simt foarte bine că sunt cu familia și îi răsfăț cât pot, pentru că până la pandemie trebuia să alergăm concerte, aveam plecări câte 7-8 pe an și nu reușeam să-i alind frumos, da, cu diverse rețete, etc., etc. Acum iată că am timp berechet pentru ca să fiu mai mult cu ei. Noi și ne-am dorit întotdeauna să fim alături de fata noastră, să nu plecăm prea mult de acasă și
să fim o familie întregită. Și, dar vreau să mai spun că această pandemie, chiar vreau să spun că pentru mine a fost foarte benefică. Ajunsesem într-un moment încât nu mai aveam puteri, pur și simplu. Și eram extenuată și aveam nevoie de somn, aveam nevoie de odihnă. Și uite că această perioadă mi-am refăcut somnul, mi-am refăcut un pic... Ați revenit la un ritm normal, comod pentru da. Dumneavoastră. Da. Poate telespectatorii nu cunosc, dar dumneavoastră sunteți o gospodină veritabilă. Chiar în momentul în care v-am sunat să vă invit la interviu, ați spus, Samantha, eu acum dau cu mopul, revin un pic mai târziu. Spuneți-ne, vă rog, cum vă răsfățați membrii familiei? Ce gătiți? Ce delicii? Poate aveți careva rețete moștenite încă de la mama, bunica? Cele mai simple rețete pe care le avem de la părinți, cu toții absolut, borșul, zama, măliga cu o tocăniță din carne, fie de porc, fie de găină, nu contează. Cel mai mult îmi place bucătăria noastră moldovenească. Eu cred că este cea mai gustoasă din lume. Eu am mai colindat un pic lumea și am încercat din bucatele multor țări, dar și am ajuns totuși la concluzia că bucătăria noastră de acasă este cea mai gustoasă. Eu gătesc în fiecare zi. Așa i-am obișnuit. Gătesc în fiecare zi. Uneori, evident, că mă doare capul și pe mine, ca pe fiecare gospodină. Aoleu, ce să mai fac astăzi? Ce să mai fac astăzi? Mai întreb prietenele, ne mai consultăm cu colegele la serviciu și tot așa. Dar întotdeauna găsesc varianta potrivită. Mâncare de casă. Sănătoasă. Mulți artiști spun că le este greu să alege prietenii. Și mulți consideră că nu există prietenie în showbiz. Ce credeți dumneavoastră la acest subiect? Cred că există în showbiz. Eu am foarte mulți prieteni. Am practic... Eu mă înțeleg cu toți colegii, avem o relație colegială frumoasă, ne bucurăm atunci când ne vedem reciproc. Fiecare își alege gașca lui de prieteni, oameni cu care se simte foarte bine, confortabil, oameni care gândesc la fel, care sunt, cu care ești pe aceeași undă de gândire, de emoție, de simț, etc. Și atunci cred că nu există nicio problemă, absolut. Vreau să discutăm și despre unul dintre cele mai importante evenimente din viața dumneavoastră de artist, despre participarea la Eurovision. După atâția ani, cum priviți dumneavoastră această experiență? Vă mai aduceți aminte ce emoții ați avut și, de fapt, ce credeți despre acest concurs muzical? Normal, este un concurs și trebuie să recunoaștem de amploare. Este un concurs la care... este o onoare să cânți pentru țara ta. Evident. Eu am fost și m-am simțit onorată, fiind pe scena Eurovisionului Internațional, să cânt pentru țara mea și să reprezint țara mea. Dar vreau să spun că am avut concursuri internaționale mult, mult mai grele decât Eurovisionul. Eurovisionul e o singură melodie care înnebunește lumea într-un timp foarte, foarte, foarte scurt. Și deja ai senzația că fiecare o cunoaște pe de rost melodia ta, pentru că mi-aduc aminte acum, aveam și un promotor în care am mers cu echipa noastră, de la inclusiv televiziunea care promovează acest concurs. Așa? Și nu avem ce ascunde. Moldova 1 este prima noastră televiziune. Mi-aduc aminte, deci atât de bine sunt, Eurovision are fani foarte, foarte, foarte buni. Ei merg din an în an la Eurovisionul internațional, urmăresc absolut toate melodiile, cunosc toate melodiile, cunosc toată informația despre artistul îndrăgit. Eu mi-aduc aminte, eram în Amsterdam,
într-un club unde seara trebuia să cântăm. Ziua s-a făcut repetiția, noi ne-am dus, am făcut un soundcheck. Când am ieșit afară, mai stăteam pe acolo, știi? Am ieșit afară, era un rând de fani Eurovision și toți cu niște albume de fotografii, uite așa, uite așa, uite atât de gros. Și zic, ei, mi-arată, excuse me, Nelly, adică puteți să vă apropiați? Da, zic, ok. Și mi-arată că să-i dau un autograf. M-am apropiat, credeam că voi semna doar o singură fotografie cu mine acolo, mă rog. Când am deschis, nu, stați că mai este, mi-arată că mai este. Ok, am schimbat vreo câteva fraze așa între noi, eu cu engleza mea stâlcită. Am înțeles practic de ce a făcut asta, am înțeles că îi place Hora din Moldova și tot albumul pe care l-am văzut era doar cu poze de ale mele. Pe fiecare poză eu trebuia să mă semnez. Cum v-ați simțit în acest moment? Cum? La primele 5 eram flatată. La primele 5 eram flatată. La 50-a fotografie credeam că deja este prea. Dar și uite așa. Nu toți artiștii au asemenea noroc. În prezent, artiștii care ne reprezintă țara la Eurovision sunt criticați și chiar de concetățenii lor. Cum credeți? De ce se întâmplă acest lucru? De ce aruncăm cu pietre tot în ai noștri? Și cum e posibil, cum critica poate influența un artist? Foarte și foarte rău. Foarte rău. Artistul în general, omul de artă în general, chiar dacă zice cineva că eu nu citesc, pe mine nu mă interesează, eu cred că în fiecare din noi, pe fiecare din noi ne doare. Și mai ales în momentul când tu te duci să reprezinți țara ta. Și în momentul ăsta, mesaje, peste mesaje, urâte de tot. Domnul evident că în momentul ăsta pleacă curajul din tine. Și așa sunt emoții foarte mari. Și când mai vezi că și ai tăi nu te susțin absolut deloc și vin doar cu mesaje urâte vis-a-vis de... Nu contează cine merge. Contează să avem o prestație bună. Contează să-l prețuim și să-l susținem pe ăsta care merge din partea noastră, din partea țării noastre. Dumneavoastră, cum reacționați la critică și dacă ați fost deseori criticată? Nu știu dacă mai aștept eu să fiu criticată de altcineva. Eu sunt autocritică, sunt scorpioană și mă mănânc eu pe mine. Până vine cineva să mănânce creierii mei, eu de mult i-am mâncat. Vreau să discutăm despre un alt talent al dumneavoastră. Puțin știu, dar Nelly Ciobanu mai poate și schimba vocea ei cu mare iscusință. Văd că ai citit tot. Vreo 30 de voci, dacă nu greșesc, puteți schimba. Ați putea să demonstrați? Cât ți-a luat să... E secretul meu, vorbim să mă după. Citești, să mă descoperi. Dacă ați putea să ne demonstrați un pic o altă voce a Nelly Ciobanu, ca telespectatorii, cei care ne privesc, să-și dea seama despre ce le povestesc eu acum. Să știi că nu m-am pregătit eu pentru asta, dar cred că prima care îmi vine în cap, Băbuța, care îmi place enorm de mult, să eram fascinată de filmele cu desene animate și când eram mică îmi doream foarte mult, zic, să ajung și eu să cresc mare, să ajung la televiziune și să pot dubla în limba română toate desenele noastre animate. Pentru că la noi așa se obișnuia, o voce, două, atât. Ce-ai făcut-o, nu? Vai, minunăție de fată, sau nu știu ce acolo. Adică o singură persoană încerca să copie mai multe personaje. Și îmi doream enorm de mult să ajung și eu așa. Acum, prima ce îmi vine în cap... Auzi, dragul mă, că e ca mâine când ai să vii la mine să-ți spui. Prima. Fine. Dumneavoastră ați dezvoltat această abilitate sau cumva ați descoperit acest talent? Tatăl meu și mama, când povesteau ceva, eu mi-aduc aminte, stăteam, hai să-i spun, la gura sobei, da?
Și mai torceam lână, care și cu ce se ocupa. Eu scoteam curnuții din lână, mama încerca să dea la fus, altă soră lua și făcea ghemulez din ceea ce ieșea din fus. Așa. Și întotdeauna o rugam pe mama, că ne plăcea foarte tare cu mama. Și ei, apropo, tot așa copiii au voci diferite. Și mămica și tăticul. Încă un talent moștenit, da, de la părinții dumneavoastră. Da. Și hai mama, hai mai povestești ceva. Dar cum erați mici? Dar ce ați făcut când erați micuți? Și tot așa. Și mama ne povestea diverse istorioare în care, mă rog, fiecare istorie cu personajele sale. Și atunci mama copia pe fiecare în parte. Noi parcă aveam senzația că privesc un film sau privesc televizorul. Era foarte interesant. Și tata exact așa. Și la final de interviu, în mod tradițional, invitații noștri din ultima lună din an ne spun cea mai mare realizare, cea mai importantă realizare din 2021 și ce așteptări aveți de la anul care vine. Eu sunt mulțumită bunului Dumnezeu absolut pentru tot, pentru tot ce am realizat. Este munca mea, nu am luat niciodată din fața nimănui nimic. Am muncit, asta am știut să fac. Și mă bucur că harul pe care mi l-a dat Dumnezeu am știut să-l păstrez. Iată că deja sunt 28 de ani de carieră artistică și mă bucur că melodiile mele și-au făcut cuibușor, să-i spun așa, în sufletele multor oameni. Și mă bucur absolut de toate realizările și nerealizările mele. Sunt uneori tristă pentru ceea ce n-am reușit să fac. Mi-aș fi dorit să fac mult mai multe. Mi-aș fi dorit să ajut oamenii. Mi-aș fi dorit... Am planuri grandioase, doar să avem mai mult timp ca să le reușim pe toate. Și sunt sigură că o să aflăm în curând despre ele. Să scăpăm de pandemie. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru și acest interviu. Croasanții la crema. Creați cu dragoste.